Bună, Sâmbia! Vreau să încep cu eliminările de băieți. Am văzut o întrebare. Cine cred că pleacă? Giorgio sau Andrei? Eu aș vrea să plece Andrei. Aia e părerea mea. Că Giorgio n-a cunoscut încă nicio fată. Iar Andrei îl încurcă pe Viorel. Că Deni, chiar dacă nu place pe niciunul, dar deocamdată mai bine văd că se simte cu Viorel decât cu Andrei, care zice el că nu o sufocă, dar o cam sufocă. Și am văzut că Viorel a surprins-o pe Deni cu cadouri, o surprinde tot timpul. Și Deni crede că Viorel dintre toți e cel mai bun și are dreptate. Decât George e 100% mai bun, pentru că George, nu știu cum mi se pare, cam nu prea interesat să-și dea așa cum face Viorel. Eu pe Viorel îl văd cu ea deocamdată. Zic deocamdată pentru că o să urmeze și alți băieți. Nu doar ei trei sunt interesați. Bine, unul va pleca. Am spus, eu pe Andrei îl văd plecat. Și Inga, povestea ce așteptări are ea de la băieți. Păi, la cum arată, cam are așteptări prea mari de la băieți. Eu așa văd că are așteptări prea mari de la băieți. A văzut ce vorbeau băieții despre ea și zicea că ea e sensibilă și că a pus la suflet, că a dat înapoi și că nu e mai interesată de nicicare. Mai comenta și de vârsta, că într-adevăr băieții sunt toți foarte tineri și fetele sunt mai mari ca ei. Văd relații, băiatul tânăr, fata mai mare. Nu că ar fi ceva de rău, dar nu știu cum i-a adus și staful, cum i-a combinat. Putea să ducă băieții care într-adevăr sunt pregătiți de însurătoare. Nu băiat 22 de ani vrea să însoare. Asta nu o să cred niciodată. Chiar nu o să cred. Și asta Inga își dorea bărbat matur, să aibă ce să învețe de la el. Ce să învețe de la un bărbat? Adică ea până la vârsta asta, 28 de ani sau cât are, nu a învățat nimic, trebuie să o învețe bărbatul. Și bărbații, ce să învețe femeile? Bărbații nici măcar nu înțeleg femeile, dar măcar să le și învețe. Că vrea intelectual. Măcar are idee ce înseamnă intelectual? Nu cred că are. Cred că au găsit și ea cuvântul ăsta undeva și bărbați maturi. În casă sunt numai tineri. Păi aici are dreptate. Chiar sunt doar tineri. Și ar cam vrea între Ardei și Andrei și George, dar George a spus clar că nu i-a tras de ea. Ea nu știe dacă ce a spus el, nu știu dacă știe ea, dar a spus. Vorbea cu Damare și se explica fetei că ea vrea bărbați. Păi de unde bărbați? De unde bărbați? Dacă ăștia sunt, să mai aștepte, în caz că nu o să fie eliminată. Dar și în cazul ei, cred că ea o să plece. Ea o să plece, se duce la Moldova și găsește maturi acolo la 50 de ani în sus. Foarte maturi. Acum zic răutăți. Păi asta e. Adică după ce arată cum arată, pentru că nu e frumoasă absolut deloc, mai are și pretenții. Ăștia sunt băieții din casa mireasă. A fost un task cu proba, cu cheile. Aia a fost task cu cheile, care au găsit cheile și au câștigat trei băieți. Acest, cum să spun, câștig a fost că a stat în bucătărie la fete și au gătit ceva cu ouă. Proba cu ouă. Fiecare au cele a trecut lor prin cap împreună cu fetele. A fost Paul cu Roxana, a fost toți care, Damaris cu, cum îl cheamă, Sebaidin și Miruna cu Cosmin. Cosmin, da. Încă nu am învățat bine, mă mai uitam notat aici. Trecea Gabriela și să uita, ar fi vrut și ea să fie. Poate data viitoare, dacă n-a fost așa de iute
Valentin, ca să-i găsească cheia. Au stat, au râs în bucătărie, s-au simțit bine, au gătit. Așa trebuie, să fie mai mult băieți în casa mireasa și nici n-ar avea nevoie de o probă, un task, cum îi zice acum, pentru asta. Dimineața până seara ușile deschise, dar nu o să facă staful, îi ține așa, îi ține ca pe jar. Așa era și la noi. Erau zile când nu îi vedeam și o voiam să văd băiatul meu, că de asta am venit cu el să-l văd. Destul nu l-am văzut câțiva ani când a fost el la Paris și Orodos. Voiam să văd băiatul, că pentru el am venit. Nu ținea băieți închiși și fetele separat. Și după aceea avea pretenții să facă cuplu. Cum să facă? Că nu se poate dacă nu se cunosc. Ați văzut ce s-a întâmplat? S-au căsătorit rapid, s-au divorțat. Chiar și Radu cu Madalina din sezonul 2, pe care puteam să pun pariu că o să rămână împreună. Dar nu-i devine el. Sentimentele au fost reale. Ea îi devine. Ea s-a jucat cu el. S-a jucat cu el, s-a jucat cu toată lumea. A luat banii și a plecat în Italia. Nu mi-a plăcut niciodată de ea. De el, da. De el, da. Așa cum îmi place. Și ce mă bucur pentru Radu? Că și-a găsit în sfârșit sufletul pereche. Mult mai frumoasă e nevasta lui decât Madalina. Nici nu se compară. Și nu se compară. Și în casa mireasa se primește în continuu cadouri. În continuu cadouri. Pentru că susținătorilor sunt niște grupuri foarte mari. Și le trimite de la haine, le trimite și familia, bineînțeles, le trimite de la haine, mâncare, tot ce voi. Trebuie doar să ceară la cameră. Când sunt pe Antena Play, bineînțeles, trebuie să întrebe întâi, să întreabă, sunt pe Antena Play? Așa întrebam și eu. Dar eu nu ceream, eu le spuneam, nu îmi trimiteți, ce să fac cu ele? Aici pe insulă nu avem haine, nu puteam să le trec la graniță și nici aveam nevoie. Și am văzut că ăștia concurenții care sunt acum primesc foarte bine. Foarte bine au primit și Denia, a primit și de la familie, a primit florile, da, florile sunt chiar bune, ciocolata, dulciurile, dar să le trimiți atâtea haine, să plece cum au plecat din sezonul 5 câștigătorii cu dita mai mașina plină, ce face cu atâtea? N-ai ce să faci, poți să le donezi undeva. Mi se pare că Alina a donat ceva. Alina și cu, din sezonul 5 și cu Valentin, parcă au donat mâncare, ce au donat. Nu ai ce face cu ele, pur și simplu nu ai, sunt prea multe. Mai bine ar pune susținătorii să le dea, după ce iasă, să le dea niște bani. Să își cumpere ce vor ei. Dar atâtea haine să dea banii, să știți că mulți le lasă în casă. Am văzut când am plecat, atunci în 28 februarie anul trecut, când am plecat, noi foarte multe haine au rămas. Chiar și eu am lăsat. Ce să faci cu ele? N-ai ce să faci cu atâtea haine. Decât să dea bani pe haine, mai bine ar aduna banii și le-ar da când iasă din competiție. Zic și eu părerea mea. Eu așa aș face. Asta e pentru astăzi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțel, să dați like, să dați share. La revedere!